rândul său, prin vicespeakerul Parlamentului Vladimir Plahotniuc susține că a aflat despre tragicul eveniment din 23 decembrie doar după ce subiectul a apărut în presă. Domnul Plahotniuc, spuneți-vă, da, ca să cunoaștem și noi, care identități mai aveți dumneavoastră? Și anul nașterii, mai precis, la alte identități, dacă le aveți. Am spus că mă numesc Vlad Plahotniuc. Am avut în România o altă identitate la care ulterior am refuzat și am revenit la numele Vlad Plahotniuc. Plahotniuc le-a spus deputaților că nu a împușcat niciodată dintr-o armă de vânătoare. Totodată, acesta a menționat că nu a comunicat niciodată cu ex-procurorul general Valeriu Zupco în acest răstimp. Am aflat-o din presă exact cum presupun că ați aflat-o și dumneavoastră. Ce cunosc, cunosc exact ce s-a scris. Pe data de 14 ianuarie 2013, dumneavoastră ați făcut o declarație, citez: domnul Zupco trebuie să-și dea demisia în cazul în care comisia de anchetă așa vă dispune. De ce dumneavoastră așa ați considerat? Eu am declarat că domnul Zupco, în cazul când va fi găsit vinovat de această comisie, consider că va trebui să-și dea demisia și am spus-o în contextul în care am declarat apoi, imediat după asta, că consider că opoziția va trebui să propună un alt candidat. Referindu-se la dezvăluirile liderului PD, Marian Lupu, precum că Filat și Plahotniuc s-ar fi încăierat la ultima ședință a Consiliului AIE, cel din urmă susține că optează pentru împăcare. A fost un moment de tensiune, dar care a răbufnit, dar s-a consumat. Și eu nu vreau să comentez mai mult acest subiect. Menționăm că informațiile prezentate la audieri vor fi incluse în raportul Comisiei de Anchetă care urmează a fi prezentat în plenul Parlamentului.